Salutare, bă, și bine ai regăsit la nouă serie pe canal. Această serie se numește Top 5 jocuri pentru PS slabe. Așa că dacă vă place seria, nu uitați să apăsați un pun butonul de like, un subscribe, un share. Hai să trecem la episodul. Locul 5. GTA Vice City 2002. Este publicat de Rockstar Games, are poveste destul de bună, ea destul de populară la vremea lui. Acum nu știu dacă se mai joacă careva, dar mie mi-a plăcut jocul și vi-l recomand, care nu v-a jucat jocul. Și o să vă zic acum și ceva cerințe despre joc. Acest joc poate să fie la orice cărămidă de 128 MB RAM și ai nevoie de 1 GB stocare, cel puțin Windows XP. Hai să vă explic un pic povestea. Tu ești trimis de către șeful tău Sony în orașul fictiv Vice City din universul GTA. În realitate este Miami, anul 1984. Cel cu care o să te joci tu se numește Tony Versetti, unul foarte șmecher. Tu vii din Liberty City, trebuie să faci o afacere, dar o să fii sabotat de niște oameni care îi pe cei care trebuie să faci tu afacerea. El lăsa baltă într-un hotel, mai supraviețuiește și un avocat cu tine și încerci să faci bani ca să-i dai lui șeful tău, Sony, înapoi, care te-a trimis în Vice City. Până ai devenit cel mai bogat din Vice City și cel mai puternic, Sony nu și-a mai recuperat banii de la tine, tu ai rămas în Vice City, tu și cu încă doi oameni. Unul te trădează, se aliază cu Sony, iar într-un final toți se mor pe amândoi. Și ăsta e finalul. E cel mai bogat om din Vice City. Ce mai e fain la jocul ăsta? Radio-ul, că e muzică din anii 80. Hai să trecem la următorul. 4. Max Payne 2. A fost lansat în octombrie 2003 sub numele de Max Payne, The Fall of Max Payne. Publicat de Rockstar Games și pot să zic că rulează pe orice cărămidă. Aveți detaliile minime pe ecran. Povestea este că tu ești Max Payne, un detectiv care s-a întors la NYPD. Nu o să vă spun ce s-a întâmplat în primul joc, dar în al doilea te îndrăgostești de Mona Sachs. Tu o să te duci în misiuni cu ea, tu o să te îndrăgostești de ea. La un moment dat te și tădează. Dar nu o să vă mai dau spoilere. Dar pot să zic că povestea este foarte tare. Iar finalul este trist. În gameplay îmi place că poți să sari în slow motion, dar ținta se mișcă în timp real. Iar dacă tu joci jocul prima dată, nivelul de dificultate este ajustat de către joc. Iar dacă tu mori de prea multe ori, nivelul de dificultate este mai ușor. Iar dacă tu îi bați foarte ușor, nivelul de dificultate este mai greu. Când termini jocul, tu poți să selectezi orice nivel de dificultate. Iar dacă v-a plăcut acest joc, nu ezitați să-l încercați. Da, deci cam astea au fost motivele pentru care Max Payne 2 e pe locul 4 în acest top. Hai să zicem la următorul. Da, mă, deci locul 3 este Bully. Bully este un joc publicat de Rockstar Games în anul 2006. Merge pe orice cărămidă. Aveți aici detaliile pe ecran. Este foarte mișto. Îți poți să alegi, poți să fii bătăuș sau un copil care o să fie bătut. Poți să agăți fete, adică mai pe scurt cum e școala în realitate. Doar că ești la o școală din America. De acolo se vede și punele exagerări. Pentru că, na, jocul ăsta, dacă știți și în filmele americane, face anumite exagerări la școala din America. Cu grupări de elevi separate, care sunt mereu în război. Dar, pe total, eu zic că se merită să joci acest joc. Așa că, din cauza asta, e pe locul 3 în acest top. Deci, la topul 2. Top 2, Return of Castle Wolfenstein, a fost publicat pe noiembrie 2001 de Activision Corporation, în colaborare cu Valve Corporation, pe platforma Steam. Acțiunea se petrece în timpul celui de-a doilea război mondial. În joc, vei juca rolul soldatului american B.J. Blazkowicz, care pleacă într-o expediție în Germania pentru a afla ce pune la cale organizația SS Paranormal Division și pentru a opri B.J. prins de naziști și adus la castelul Wolfenstein, un fel de închisoare. Acolo, el omoară un soldat, dându-i pistolul și scăpând în închisoare. Poma B.J. se va întâlni cu mulți soldați și va ajunge într-o criptă pentru a croi drones pe asta zisa directoare a organizației SS Paranormal. După mai multe misiuni, americanul va trebui să înfrunte creaturi ca zombie, creaturi mutilate fără picioare, super soldați, care sunt tot niște soldați naziști mutilați de către oameni de știință. După ce B.J. Blazkowicz ajunge în micul orășel Paderborn,
El află că se pune la cale operațiune de reîncarnare a unui rege saxon decedat de mult timp, Eric I. El va înfrunta pericole până la bătălia finală între el și regele reîncarnare vrăjitoare, pe care o transformă într-un sclav zombi al său. Băje Blazkowicz îl înfrânge și pe Heydrich, după care jocul se sfârșește cu vorbele lui Heydrich Himmler, acest american a ruinat totul. Top 1. Mafia City of the Lost Seven. Aveți pe ecran cerințele minime. Povestea jocului Mafia începe în anul 1930 în orașul Lost Seven. Jucătorul își asumă rolul șoferului de taxi, Thomas Angelo, care devine un criminal în serviciul lui Don Salieri, alături de Paul și Sam. El continuă să crească rang luptând cu familia lui Don Morello. În cele din urmă, el devine dezamăgit de viața penală și se întâlnește cu un detectiv pentru a renunța la organizația lui Salieri. Angelo începe să-și amintească cum a început totul. Mafia City of the Lost Seven, orașul pierdut. Jocul a câștigat foarte multe persoane în tutelă, deoarece a reușit să recreeze atmosfera Statele Unite ale Americii în anii 30, în anii marii crizei economice și a prohibiției. Jocul a fost creat pe PC în 2002 și creat mai târziu în 2004 și portat pe PC și Xbox. La 12 martie 2008 a fost vândut de 2 milioane de ori. Începând cu 7 septembrie 2010 a fost disponibil pe Steam. Da, un salut. Vreau să vă mai recomand aici un joc bonus, se numește FIFA 7. FIFA 7 este un joc video produs de Electronic Arts, partea seriei FIFA, dezvoltat de EA Canada. Este publicat de Electronic Arts la nivel mondial, sub numele de EA Sports. A fost unul din ultimul joc din serie FIFA, lansat pe GameCube, Xbox și Game Boy Advance. Și este a doua serie pentru 360. A fost lansat pe PC, Nintendo Switch, PlayStation Portabile și PlayStation 2. FIFA 7 are logo de la FIFA 7 al echipei Acero Stalli ca logo pe spate. A apărut în anul 2006 pe 29 septembrie. Și pe 3 octombrie în altă parte. Ar mai fi care 510 echipe, 27 de ligi, 20 de țări și 110.000 de jucători licențiați. Fanii reacționează la fiecare pasă a jocului, fanii încurajează echipa în limba regiunii în care joacă, modul manager în care jucătorii îmbătrânesc adungând experiență și le crescând abilitățile totale. Se pot primi jucători de la tinere până la descoperiți un scout. Sistemul îmbunătățit de pase, dribling, tehnici de executare a lovitorilor libere, inteligența artificială a portalilor. Jocul depinde de condițiile terenului, vremii și a jucătorului. Aceasta poate bate o lovitură liberă cu efect, lucru imposibil în FIFA 6, i-auzi. Și ca joc anterior, FIFA 7 are o echipă World 10-11, secțiunea lumii și clasic 11, secțiunea clasică, plus echipa TLS All-Star, selecționera Americii. Și multe alte chestii pe fanshop, în magazinul fanilor. Da, deci un joc destul de interesant. Și îți merge pe orice calator. Deci asta e bine. Așa că și eu am fost Cosmin și na, să rămâneți aici cu încă o chestie care v-am mai zis eu. Da, bă, băieți, deci eu, cam asta a fost episodul ăsta. Am fost Cosmin. Și ce să vă zic, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați un buton de like, un subscribe, un share. Dați și mie idei dacă mai aveți și alte jocuri, alte idei, alte serii. Scrieți acolo în comentarii. Și da, eu v-am cam muncit cam mult la videoclipul ăsta, dacă vedeți aici. Adică am muncit ceva. Și trebuie să-mi fie și mie răsplătită munca, așa că, nu știu, 50 de like-uri, dacă e să mai postăm următorul episod, altfel, nu știu dacă îl mai fac. Așa că, eu am fost Cosmin, până data viitoare.
Ce să vă mai zic? V-am salutat. Ceau, bupa!